Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la agenda electorală 2020. În luna iunie 2019, Guvernul Social-Democrat stabilea ca modalitate de alegere a șefilor administrațiilor publice județene în 2020 votul uninominal, invocând ca argumente creșterea legitimității, reprezentativității și a stabilității președinților de consilii județene. Vă invit la o discuție pe această temă și nu numai cu domnul Gabriel Zetia, președintele în funcție a Consiliului Județean Maramureș, președintele filialei PSD Maramureș și candidatul coaliției pentru Maramureș la șefia județului. Bună seara, domnule Zetia, și bine ați revenit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cred că se cuvine să începem cu felicitările pe care doream să le las la final, dar nu mă mai pot abține, pentru nașterea fiului Iacob Matei. Mulțumesc mult! Pentru că am mai discutat despre acest subiect în pauzele dintre emisiuni. Ați așteptat acest moment foarte mult. Evident, am așteptat acest moment. Până la urmă, este de departe cel mai fericit moment pe care îl poate avea orice om. În momentul în care știi că ți s-a născut un copil, un copil sănătos, în primul rând, cred că o consider cea mai mare realizare pe care o ai. Chiar dacă noi bărbații nu facem neapărat mare lucru și sigur că toată greutatea unei proces, cele o sarcină, nouă, nașterea, sarcina toate sunt mamei. Duse de către mame, există o fericire lăuntrică pe care și noi, bărbații, tații, o avem. Abia aștept să poată să vină acasă și soția mea, Poana, abia aștept să-l țin în brațe și eu pe micuțul nostru, pe fiul nostru. I-am ales un nume, credem noi, frumos, Iacob Matei, reprezintă până la urmă tradiție maramureșeană și e nevoie în continuare ca numele române să fie purtate de actualele generații, că vedem o modă destul de răspândită deja în societate de a importa foarte multe nume străine. Și e bine să existe și mai mulți fii ai Maramureșului care să poarte cumva tradiția numelor maramureșeni. Nu știați ce va fi băiat, fetiță? Cred că numai medicul nu știa și l-ați rugat să nu vă comunice. Nu, n-am știut până în ultimul moment, până în momentul în care efectiv a venit pe lume. Așa am considerat până la urmă, nu știu, că va fi o bucurie mai mare în momentul în care aflăm atunci pe moment, așa cum aflau până la urmă moșii și strămoșii noștri dintotdeauna, sexul copilului atunci când venea pe lume. N-am vrut să-l aflăm, cumva și așteptarea a fost mai mare, a fost dublată și de curiozitate, a fost și foarte multă emoție. S-a născut aproape de miezul nopții, cu 5 minute înainte de a se schimba ziua, în 1 septembrie. Și vreau să le mulțumesc enorm colectivului medicilor de la Spitalul Județean de Urgență. Cum de v-ați ales o clinică privată? Cum se întâmplă în foarte multe cazuri? Nu cred că e cazul. Până la urmă, eu am fost unul dintre oamenii care în administrație am susținut enorm dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. Sunt președintele Consiliului Județean care am adus pentru Spitalul Județean din Baia Mare cele mai multe investiții. Și am vorbit de fiecare dată în termeni laudativi despre Spitalul Județean. Și este unul dintre spitalele care până la urmă face performanță. Este unul dintre cele mai bune spitale de stat, efectiv, din România. Având în vedere reabilitările care s-au produs acolo, dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanță, medicii care au venit în ultimii ani de zile, foarte mulți medici de calitate, care atrag până la urmă foarte mulți pacienți, nu numai din județul Maramureș, ci și în județele de lângă, din Satu Mare, din Bistrița, din Salaș. Până la urmă, ăsta este scopul pe care l-am avut în toată această perioadă, noi ca și Consiliul Județean, să asigurăm finanțări spitalului, pentru ca spitalul să revină un punct de referință în nord-vestul României. Cred că ar fi fost totuși un lucru, nu știu, nu neapărat neserios, dar un semnal prost pe care eu ca și președinte de Consiliul Județean aș fi dat pentru restul maramureșenilor. Adică eu vă spun, folosiți Spitalul Județean, aveți încredere medicii de la Spitalul Județean, am dotat spitalul, am reabilitat spitalul, spitalul este unul dintre cele mai bune spitale din România și o să fi ales alături de soția mea să fi mers, nu știu, cum fac alți politicieni prin Viena, prin Ungaria sau la clinici private. Tot respectul pentru toate clinicile private și din Baia Mare și din județul Maramureș, dar eu cred că
medici ca la Spitalul Județean, personal auxiliar, echipamente și felul în care arată astăzi și saloanele în Spitalul Județean sunt puține clinici private care le au. Chiar dacă uneori investesc, chiar dacă uneori încearcă și ei să țină pasul, dar noi considerăm Spitalul Județean ca fiind cel care impune etalonul în standardele de performanță. Așadar, cred că a fost o alegere normală. Nu mai putem toată să vorbim despre atâta ipocrizie. Politicieni care una spun public și alta fac efectiv. Eu n-am considerat sub nicio formă, niciun risc, nici eu, nici soția mea, Oana, faptul că o să nască la Spitalul Județean. Sunt cele mai bune condiții. Am avut un medic extraordinar, nu știu dacă pot să-i spun numele, dar vreau să-i mulțumesc, domnul doctor Costin, alături de toate celelalte asistente medicale. Costin și numele, vă rog, întreg. De emoție aș uita. Da, am și uitat. Până la urmă, este pe cel mai emoționant moment pe care l-am trăit. Sigur, eu mai am un copil, dar e destul de mare. Fetița mea, Nicol, are deja 14 ani și a trecut ceva vreme de la acel moment. Acum, ăsta fiind proaspăt, acum îți aduci cu multă plăcere, până la urmă, aminte de exact de casa momentul respectiv. Țineam legătura prin telefon, că na, evident, până la urmă, spitalul nu poate să fie vizitat în perioada asta de către aparținători. Și țineam legătura la telefon cu asistentele, după operație, ne-a sunat doctorul, medicul, mi-au dat detalii și mă bucur până la urmă că s-a întâmplat și toate au mers bine. Ați respectat condițiile, n-ați intrat pe furiș, da, să fiți privilegiat pentru că sunteți președinte de Consiliul Județean. Oricum ar fi fost ochii care ar fi văzut. Să încălcăm până la urmă protocolul, mai ales că, repet, am spus, până la urmă e important pentru mine, ca președinte al Consiliului Județean, să transmit un semnal de încredere și către restul maramureșenilor. Cu toții trebuie să respectăm, până la urmă, toate aceste condiții de restricție, dar în același timp am vrut să dau și un exemplu. Că se poate spitalul și la Spitalul Județean din Baia Mare este unul dintre cele mai bune spitale din județ. Chiar există investiții și sper ca, uite, unul dintre aceste subiecte legate de sănătate să fie unul dintre cele mai dezbătute, până la urmă, subiecte din întreaga campanie electorală. Să discutăm despre proiecte, să discutăm despre lucrurile care s-au întâmplat și despre cum putem să îmbunătățim. Sunt puține lucruri care pot fi reproșate în această perioadă administrației județene în ceea ce privește, exemplu, sănătatea. Care, pentru mine, educația și sănătatea reprezintă de departe prioritățile pe care trebuie să le aibă o societate normală la cap. Un popor normal, întreg la minte. E clar că ne asigurăm viitorul investind în educația noilor generații care vin din spate, care dacă sunt oameni învățați, oameni bine informați, devin utili societății și pot să ocupe anumite slujbe prin care adaugă plus valoare societății. În același timp, sănătatea ne asigură până la urmă posibilitatea de a ne perpetua noi, ca și societate, înainte. Avem grijă de înainta și în același timp asigurăm o viață sănătoasă tinerilor. Deci sănătatea pentru mine și materiale de campanie pe care o să le arătăm până la urmă maramureșenilor, vom arăta creșterea treptată a investițiilor de la an la an în Spitalul Județean, un lucru pentru care eu personal m-am bătut. Le mulțumesc tuturor consilierilor județeni pentru sprijinul pe care mi l-au dat. Ani de zile, în 4 ani de zile, în fiecare an, proiectele legate de educație, dar în special cele de sănătate, au fost votate fără excepție în unanimitate de absolut toți consilierii județeni. Sunt foarte multe realizări. E extrem de dificil să le prezentăm pe toate, doar cele care s-au întâmplat până la urmă la Spitalul Județean. Să vă întreb, câteva va trebui să le... Păi o să le spuneți, pentru că ați menționat că resursele alocate Maramureșului și administrației publice județene au fost diminuate în acest an. E bine să ne spuneți ce s-a făcut în anii trecuți și în ce direcție au fost folosite fondurile disponibile. Plus că mai sunt și cei din asistența socială care mai așteaptă diverse drepturi. Să vedem și partea plină și partea goală a paharului. E un subiect extrem de vast. N-aș vrea să vă extindeți foarte mult, pentru că am foarte multe întrebări. Haideți să le luăm pe rând. Bugetul județului Maramureș a fost tăiat în acest an cu 30%. 30% față de anul trecut.
E o sumă imensă de la an la an, astfel încât un guvern să pună în dificultate o administrație locală. Pentru că în acest moment județul Maramureș, dar nu doar județul Maramureș, absolut toate județele din România, pentru că, mă rog, există o schemă de împărțire a banilor din partea guvernului, sunt puse într-o dificilă ecuație financiară. În contabilitate noi nu putem să spunem că 1 plus 1 egal 3. 1 plus 1 egal 2. Așadar, dacă avem mai puțin bani, arătăm, avem mai puțin bani. Acum avem cu 30% mai puțin bani decât anul trecut. Pe lângă faptul că astea au fost estimări la începutul anului, de atunci, taxe și impozite s-au colectat mult mai puțin decât am estimat la începutul anului. Și e normal. A existat scutiri de impozite, amânări la plata impozitelor și în timpul pandemiei e bine că s-a întâmplat acest lucru. Nu ne plângem din acest punct de vedere. Dar banii care s-au pierdut la bugetele autorităților locale nu sunt recuperați în această perioadă. Adică guvernul României nu acordă autorităților locale bani în plus. De unde bani în plus? Păi e simplu. Din miliardele de euro cu care se împrumută zilnic domnul Câțu la Ministerul Finanțelor, măcar o parte, un procent infim, ar fi suficient ca și noi, autoritățile locale, să putem să plătim salarii, să putem să ne asigurăm funcționarea, să putem să și că nu avem probleme cu plata iluminatului în anumite instituții. Sau mai departe că vom avea la iarnă bani pentru agentul termic. Astăzi, în ceea ce privește, de exemplu, asistența socială, ne aflăm în situația în care luna august este ultima lună în care mai există asigurate resursele financiare pentru plata salariilor. Și ce veți face? Păi nu știu ce vom face, pentru că în septembrie, spun încă o dată, tare și răspicat, nu Maramureșul. Nici în Satu Mare, nici în Salaj, nici în Bihor, nici în Iași, nici în Giurgiu, nu există banii necesari pentru a se plăti personalul angajat. Și vorbesc aici de funcționari publici și personal din asistența socială. Este deja o cu totul și cu totul altă discuție vis-a-vis de însoțitorii persoanelor cu handicap, care sunt în subordinea primăriilor și care nici acolo nu există resurse financiare. Aia sunt câteva mii la nivelul județului. În ceea ce privește DGSPC-ul, sunt aproape 1000 de angajați. Aici nu vorbim de pomană, vorbim de drepturile salariale pe care acești oameni trebuie să le aibă. Vorbim și o perioadă de criză, nu poți să lași familii fără bani, pentru că guvernul României a uitat. A uitat ce? A uitat să dea bani consiliilor județene pentru a le putea plăti salariile. Până anul trecut, 90% din total cheltuielile la DGSPC erau de la bugetul de stat. Asta înseamnă că aproximativ 11 luni pe an erau asigurate de la bugetul de stat, iar o lună prin contribuțiile autorității locale, consiliul județean. În acest an, guvernul ne-a dat bani pentru două luni, ianuarie și februarie. Pentru martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, banii ăștia s-au pus din bugetul județului. Banii ăștia trebuia să-i folosim la investiții, la proiecte, la orice altceva. N-am putut să facem acest lucru și am pus banii județului care puteam folosi la altceva pentru salarii. E o crimă. E o crimă să tai investiții în această perioadă și să plătești salarii. Trebuie plătit salariile, e corect. Dar să ne dea bani guvernul. Pentru că altfel, repet, toate județele din România vor fi în situația de a nu plăti salarii. Este inimaginabil. N-am mai trăit o asemenea situație de niciodată, de la Revoluție încoace. În timpul guvernării PSD a semnat și v-ați asumat câteva contracte importante ale județului pe care le-am mai menționat de-a lungul emisiunilor noastre, dar care este stadiul actual al proiectelor de infrastructură rutieră? Pe scurt, să ne spuneți punctual, calea ferată și situația aeroportului pentru care s-au promis și curse internaționale. Păi hai să luăm pe rând. Aeroportul și drumurile în principiu, că până la urmă acolo are Consiliul Județean atribuții. Aeroportul este un proiect finalizat cu mult succes după ce 20 și ceva de ani cât a condus PNL-ul acest județ, s-au tot lăudat că vor face proiecte pentru aeroport și n-au reușit niciodată. Ba mai mult, au și ratat finanțarea europeană pentru reabilitarea pistei. Eu la începutul mandatului am promis că voi aduce resurse financiare în județul Maramureș pentru a plăti lucrările de acolo. Și nu-s bani puțini, au fost 20 de milioane de euro
pe care, în urma insistențelor personale pe care le-am avut, am reușit să le primim prin legea bugetului de stat, prin alocări din rezerva bugetară la dispoziția guvernului. Până la urmă, este un proiect pe care, în urma muncii personale, aici nici nu are rost, că nici suntem modești așa în viață, dar nu de fiecare dată. Deci aici este un proiect pe care l-am rezolvat în mod personal. Plata lucrărilor, 20 de milioane de euro, bani pe care nu avea Consiliul Județean niciodată să-i investească. Având în vedere că am reușit să reabilităm pista, sigur că ne propunem în mandatul viitor să construim noul terminal al aeroportului. Pentru că dorim să modernizăm în continuare aeroportul, avem un proiect, avem indicatorii tehnico-economici deja aprobați, trebuie depusă cererea de finanțare prin fonduri europene și încă 20 de milioane de euro vor fi alocați județului Maramureș, pentru că aceștia nu sunt bani care e vreo mare concurență pe ei. Noi suntem și clasificați ca aeroport regional în România, așadar avem prioritate pentru obținerea acestor fonduri. Și în perioada imediat următoare sunt convins că această cerere de finanțare va fi acceptată la aeroport. Acum, important este cum operaționalizăm aeroportul. Curse internaționale, că asta își dorește până la urmă toată lumea. Am avut curse interne, începând cu anul trecut. Compania Tarom este cea care a efectuat curse zilnice de pe aeroportul Baia Mare, dus întors, la un moment dat chiar două pe zi din Baia Mare. Două curse de București era un lucru bun și în ceea ce privește veniturile proprii ale aeroportului, dar faptul că existau pasageri ne-a încurajat. Apoi au venit cursele charter, estivale, către destinații internaționale, în special Turcia, către Antalya. În acest an ar fi trebuit să mai fie încă două destinații diferite, dar având în vedere pandemia, nu s-au mai putut materializa către Egipt și către Grecia. Dar eu sunt convins că dacă efectele pandemiei vor fi totuși înlăturate, începând cu anul viitor, aceste destinații vor fi reluate. Sigur că nu e suficient să avem doar curse estivale, e nevoie de curse ca să fie constante pe întreg parcursul anului. De aceea am purtat negocieri în toată această perioadă, alături de conducerea aeroportului, cu diferite companii private, și mă bucur că există până la urmă un anunț foarte ferm din partea unei companii românești, sigur nu Tarom, Blue Air-ul, cealaltă pe care o avem în România, care a anunțat că începând cu 13 septembrie va efectua 4 zboruri către București săptămânal de pe aeroportul Baia Mare. Deci, cu prețuri de la, din ce știu? Prețul pornind de la 50 de lei în sus. Adică e un preț minim, dar repet, nu toate biletele vor avea acest preț, ci pornind de la. Adică vor începe să fie din ce în ce mai scumpe cu cât se umple capacitatea avionului. Sunt prețuri foarte bune. Asta am și dorit până la urmă. Vorbim de curse low cost, nu de altceva. Dar ce este mai important este că avem o corespondență purtată între aeroport, Consiliul Județean și compania Blue Air, care aproape că certifică, dar eu aștept să existe un anunț oficial din partea acestei companii pentru demararea zborurilor internaționale către două destinații extrem de importante pentru Maramureș. Italia, Torino, și pe aeroportul din Luton, Londra. E ceea ce ne dorim până la urmă. De aceea am investit atâția bani la aeroport, atâția ani de zile. De aceea am menținut până la urmă personalul aeroportului la un nivel de pregătire foarte bun. În fiecare an alocăm resurse financiare consistente pentru menținerea efectiv funcțională aeroportului. Doar în acest anul trecut, în acest an, gândiți-vă că am ajuns deja la nivelul de a aloca 2 milioane de euro pe an, doar pentru funcționarea aeroportului, pe lângă alte aproape tot atâția bani pentru investiții care se fac la aeroport, în modernizarea așa actualului terminal, în achiziționarea de echipamente pentru deservirea aeronavelor performante, noi, încât să nu existe absolut nicio problemă atunci când vin. Cam așa se întâmplă. De exemplu, discuți cu compania aeriană, îi faci o ofertă, ea îți trimite înapoi o ofertă, după care vine să facă un audit la aeroportul respectiv. Aeroportul are toate condițiile necesare pentru ca pasagerii să poată să aterizeze în confort, pista e în regulă, există
echipamente necesare în caz de urgență, Doamne ferește, se deservește apoi aeronava, în cât timp ajung bagajele la fiecare călător, în cât timp iese călător afară din aeroport, toate aceste lucruri sunt punctate de către companiile aeriene, se dă o notă, dacă treci de nota respectivă, atunci da, sunt dispuși să vină să facă aceste... Deci, nu e ușor, e un proces destul de lung, dar uite că noi ne încadrăm. Și lucrul ăsta e foarte bun până la urmă. Asta ne dorim. Aeroportul Internațional Maramureș să devină unul dintre principalele porți de intrare în județul Maramureș. Dacă se poate, chiar principala poartă, pentru că nu și ne interesează un doar... pe care vi l-ați propus și l-ați realizat. Da? Da, și un obiectiv important. Adică nu vorbim despre, nu știu, vreun drum lăturalnic, marginal pe undeva. Aeroportul trebuie să devină principala poartă de intrare, dar, repet, nu doar pentru pasageri, ci și din punct de vedere economic. De aceea am negociat cu Guvernul României, am reușit împreună cu una dintre cele mai mari societăți comerciale din județul Maramureș, investitori strategici, până la urmă, la nivel național, Universal Alloy Corporation, am reușit cu dânsii să pornim lângă aeroport o mare investiție. Investiție privată, dar este o investiție cu ajutor de stat, pe o schemă de ajutor de stat. Și cel mai mare ajutor de stat pe care l-a dat vreodată Guvernul României pentru vreo investiție privată este aici, lângă aeroportul internațional Maramureș, în județul nostru. Noua fabrică pe care o fac cei de la OAC lângă aeroport presupune 2000 de noi locuri de muncă, investiții de peste 140 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro sunt ajutor de stat. Există anumite lucruri pe care trebuie să le respecte, în special în ceea ce privește angajările, menținerea angajaților un anumit timp, de aceea ajută statul, pentru ca oamenii să aibă un loc de muncă și un loc de muncă mai bine plătit. Că asta ne interesează în mod special. Deci dezvoltăm aeroportul, dar nu doar așa de dragul de a dezvolta ceva, ci îl dezvoltăm cu cap. Îl dezvoltăm, pe urmă, și pentru potențial de curse internaționale, dar și pentru parte cargo economică. Asta este extrem de important. În jurul aeroportului, în perioada următoare, se va dezvolta probabil cea mai importantă zonă industrială a județului Maram. Oricum există deja în toată zona, există foarte multe fabrici. Sigur, poate nu-i, zona respectivă nu-i denumită ca fiind parc industrial, dar acolo sunt cele mai multe afaceri deschise din întreg județul. Într-o formulă discutată de către primarul municipiului Baia Mare, alături de primarul din Tăuții Măghirăuș, primarul din Recea, întreaga zonă, până la urmă se dezvoltă și se va dezvolta din ce în ce mai mult. Și pentru că acolo avem iarăși un proiect pe care eu nu că-l susțin. L-am gândit deja și pentru care există foarte mari șanse să avem finanțare europeană. Și vorbim aici despre centura și a municipiului Baia Mare, dar a aeroportului, practic. Luăm o pauză de publicitate și vorbim și despre această centură și despre alte proiecte și teme importante. Publicitate, ne întoarcem.